Am revenit în cadrul emisiunii Actualitatea Amara Media. Invitatul ediției de astăzi este primarul comunei Săcălășeni, domnul Emilian Pop, reprezentant al Partidului Social Democrat Maramureș. Așadar, vorbeam despre primarii care se intersectează mereu cu această situație de conflict de interese și se află în incompatibilitate. Vreau să vă întreb cum vi s-ar părea ca lucrurile să fie mai normale, ca această situație să fie pe drumul cel bun. Deci, revenind la această problemă, normal ar fi ca procesul legislativ să aibă în vedere și ceea ce se întâmplă la talpa țării. Ori, atâta timp cât în actele normative, fie legi, fie hotărâri de guvern, cu precădere la hotărâri de guvern, nu se are în vedere realitatea din teren. Și atunci te trezești cu hotărâri de guvern sau alte acte normative care sunt absurde. Păi, după cum este enunțat articolul 76 aliniat 1, dacă nu greșesc, din legea 163/2001, deci toate statele de plată semnate de primar în condițiile în care este și el pe statul de plată sunt nule. Hai să o vedem și pe asta. Oare a avut ceva în cap cel care a elaborat acest act normativ? Hai să vedem dacă pot să anuleze toate statele de plată semnate de primari în această situație. Deci sunt rupți de realitate o mare parte dintre cei care se află acolo la elaborarea legilor. În mod normal, la elaborarea unei legi, se are în vedere și consultarea publică, consultarea formelor asociative, ale asociațiilor comunilor, asociația orașelor, a consiliilor județene și așa mai departe, a sindicatelor și a tuturor celor interesați. Ori acest lucru, dacă eventual se face, se face superficial. Adică vă rugăm să ne trimiteți punctul de vedere referitor la actele, la actul normativ în cauză și să ne dați punctul de vedere până mâine. Ori ar trebui să aibă o sumedenie de funcționari care să se ocupe de acest lucru. Deci trebuie avut în vedere un timp necesar fizic pentru a da un punct de vedere care să fie bine întemeiat, să fie bine studiat respectivul proiect de act normativ. Ori aceste lucruri duc la aceste rezultate. Lipsa de consultare, elaborarea actelor pe genunchi, de multe ori, și fiecare ajunge acolo și nu știe ce să modifice și modifică după capul lui, care de multe ori duce în gard. Sunteți, faceți parte din Asociația Comunelor, sunteți și președintele filialei județene, da, acestei asociații. La întâlnirile dumneavoastră mă gândesc că ați discutat mult despre acest subiect și sunt multe nemulțumiri în privința lui, dar concret ați făcut adrese către cei care sunt responsabili, vi s-a răspuns, nu vi s-a răspuns? Cum sunteți luați în considerare? Deci, încă din primul mandat am înregistrat filiala Maramureș a Asociației Comunelor și m-am ocupat atât cât timpul mi-a permis, că aici e practic o muncă nenormată și faci uneori mai puțin decât ar fi necesar, pentru că timpul este dușmanul nostru numărul unu. Dar privitor la problemele sesizate de primari, deci noi avem la nivel de asociație cel puțin două întâlniri ordinare, una ianuarie-februarie și una vară, iulie-august. Toate aceste întâlniri se termină cu o rezoluție care este adusă la cunoștință tuturor forțelor politice și guvernanților.
Ori aplicarea spre ceea ce au solicitat primarii, și sunt primari care sunt transpartiniști, deci nu primarii PSD sau PNL sau UDMR, sau, deci primarii. Noi în Asociația Comunilor nu suntem de la PSD sau de la PNL sau alte partide. Noi acolo suntem primari. Nici măcar glume că ești de la un partid sau altul, și acestea sunt evitate. Pentru o atmosferă care să evite discuțiile pe teme politice. Ori, singurii care s-au aplicat spre solicitările primarilor, solicitări care se referă la administrație, nu la, la solicitări de sume, salarii sau ăsta. Singurii care au avut aplicare au fost guvernările PSD dintotdeauna. În rest, au fost promisiuni. Promisiuni și cu asta am rămas. Deci, uneori chiar nerușinate, știți? Adică spunea luna asta că se rezolvă problema, mergeai la întâlnire cu miniștri și cu ăsta și nu se putea, nu, adică se găseau motive de a evita rezolvarea problemei. Sigur, lipsa acestor foruri care să solicite guvernul a făcut ca diferența între administrație și alte și alți bugetari să fie destul de însemnată. Eu nu pot să spun că în învățământ sunt salarii mari. Doamne ferește! Dar raportat învățământul la administrația publică, diferența este mult în favoarea învățământului. Vă spun că un director de școală de nivel Secălășeni are cam o dată și jumătate salariul primarului. Ori la cadre didactice cu aceeași pregătire ca și cei din administrație, salariul este aproape dublu. Deci, asta fără a spune că învățământ sunt salarii mari. Dar gândiți-vă ce e în administrație. Și avem pretenții ca administrația să funcționeze, să duduie. Adică administrația este lăsată în urmă? Mult în urmă, tuturor. Și asta se datorează, în primul rând, lipsei unui sindicat serios, bine organizat și funcțional. Ori primarii au evitat, deși tendințe au fost, că înainte de alegeri, odată, luptă sindicală în administrație nu există. Filiala COR sau Asociația Comunilor, tema indemnizațiilor primarilor prea puțin s-a adus în discuție. Cel mult dacă se discuta de salariile pentru cei din administrație. Asta a fost o temă continuă, pot să spun, de când știu în administrație, dar o temă continuu nerealizată și nerezolvată de către guvernanță. Dar ce așteptări aveți de la un viitor guvern în această privință? Păi, sigur, pe problemele de administrație sunt importante de avut în vedere modernizarea administrației. Gândiți-vă că avem comune care funcționează doar în gândul nostru. Ori acolo funcționalitate nu există. Dacă și avem și în Maramureș situația asta. Din păcate. Deci să nu ai o procedură de desfășurare a activităților, un regulament de funcționare care, chiar dacă nu e scris, dar măcar să funcționeze. Avem comune în care sunt 2-3 angajați, funcționari publici sau nu. Pe ce administrație poți să ceri de la primar, viceprimar, uneori nu au secretar, contabil. Păi o unitate administrativă fără secretar, fără contabil, e imposibil de funcționat. Cât ar fi de deștept primarul ăla sau viceprimarul. Deci sunt probleme care
sunt greu de acceptat că există. Discutăm despre comasare. Gândiți-vă, vecinii maghiari, la o suprafață mult mai mică, teritoriu mai mic decât al nostru, au un număr de comune o dată și jumătate. Da? Un număr, deci funcționari publici mult mai mulți, ori aceasta face să funcționeze, să funcționeze administrația. Dacă în Franța sunt undeva la 300 de comune fără niciun locuitor, pentru faptul că au, sigur, legislația e puțin altfel, primarul este onorific, dar vreau să vă spun că fondul de protocol al unui primar de comună cu 100-200 de locuitori este cât 10 salarii de primar din România. Deci administrația este oglinda unei societăți, a unui stat. Acolo unde te duci și cei din administrație sunt nu au capacitatea de a-ți rezolva problemele pentru cetățenii lor sau celor care le solicită rezolvarea unor probleme, este, din păcate, un stat nefuncțional. Ori, această comasare, în primul rând, are marele dezavantaj, acela că la noi, diferența între rural este suficient de mare și așa, și urban, ori comasarea ar face ca întârzierea în rezolvarea problemelor celor din mediul rural să crească. Oricât ar fi de bun un primar al unei comune sau unității administrative care fie ea, are o capacitate limitată de a rezolva problemele și mă refer la proiecte. Deci dacă ruralul a crescut după 90, a crescut acolo unde s-au implementat proiecte și în special cele cu fonduri europene, unde și sumele erau mai consistente. Acolo unde s-a implementat un proiect de 1 milion, de 2, de 3, de 5 milioane de euro, deja colectivitatea respectivă a făcut un pas în față, indiferent cât de greu s-a implementat acest proiect sau câte scăpări are. Orice administrație are o capacitate, poate implementa un proiect, două proiecte, cinci proiecte într-un mandat. Dar dacă sunt două administrații, chiar dacă nu se dublează numărul lor, numărul lor este mult mai mare. Ori, dintr-un proiect de 1 milion de euro, gândiți-vă că este salariul tuturor funcționarilor din primărie pe mulți ani. Ori, 1 milion de euro implementarea unui proiect înseamnă mult pentru o comunitate. Gândiți-vă că 1 milion de euro înseamnă undeva la 40 de kilometri de canalizare. Unde? În jur de, da? E ceva. Deci cu asta rezolvă comună. Doar cu 1 milion de euro. Ori sunt proiecte implementate de milioane de euro. Și acum, dacă colectivitatea își alege un primar care vede că nu poate să miște, da, 4 ani stă pe loc, dar după aia deschide ochii, vede că în vecini s-a făcut, dincolo s-a făcut și până la urmă se rezolvă și schimbarea, dacă este necesară. Deși schimbarea merge și pe varianta aceea, că schimbarea șefilor, bucuria păcătoșilor. Dar ca și da. Primar, reprezentant al administrației publice locale, ați adus toate aceste aspecte în atenția parlamentarilor maramureșeni, spre exemplu, că toți suntem în campanie electorală și în această perioadă sunt convinsă că trec și prin comuna dumneavoastră. Da, fericire am avut discuții cu toți parlamentarii care sunt pe lista PSD-ului și nu numai. Și trebuie să spun că pe lista PSD-ului am bucuria cum să găsesc oameni care am convingerea că sunt dispuși să facă treabă. Cum? Atunci când au fost cei care știam că evită a face lucrurile bune și de interes pentru colectivitate, le-am spus să evite a urca pe scene, lasă Călășeni, le-am spus și în alte comune unde ne-am întâlnit, deci
consider că este și de datoria primarilor să aibă o poziție verticală. E greu de spus că peste tot să rezolvă această problemă, dar sunt colegi, din fericire spun, nu doar primarii, chiar și cetățenii au o viziune mult mai clară. Deci clasa politică s-a maturizat. Poți să faci o listă de parlamentar sau de consilier local, județean sau de care o fi, când vede acolo elemente mai puțin plăcute, se retrage și caută în altă parte. Ori experiența asta a avut-o și PSD-ul. Cu regret o spun. Și nu numai. S-a văzut și la alte partide acolo, unde oamenii au fost de slabă calitate și votul a fost a evitat. Cum este lista Partidului Social Democrat la aceste alegeri parlamentare? Deci este o listă bine gândită, deci cu un rezultat bun, pentru că sigur au fost variante până ce s-a născut această listă, a fost discuții, dar doamna Sorina Pintea, ce să spun, a fost o idee extraordinară. Eu mă bucur că o găsesc pe acest loc și doresc succes și sunt sigur că Săcălășeniu va avea de câștigat cu doamna Sorina Pintea și cu domnul Marian Pop. Nu avem o problemă, dar Sorina Pintea este o femeie care a știut ce vrea întotdeauna și doresc să aibă putere să ducă steagul înainte mult și bine. De cealaltă parte, domnul Simon, experiență în administrație. Eu știu pe domnul Simon de când era consilier județean și am avut o relație, deci un om de caracter, un om bun, cu bun simț, îi doresc succes. Domnul Bota, sigur, senator, are experiență prin minister. Eu zic că este o echipă cu care se poate ieși în față și o echipă care să aducă și voturi și asta este important, dar important este ca PSD-ul în totalitatea lui să câștige și să demonstreze ceea ce poate. Este un simțământ al meu că este printre puținele partide și care totuși simt românește. Iar sloganul lor, îndrăznește să crezi, probabil da. Se adresează în mod direct cetățenilor. E destul de târziu să îndrăznim doar acum să credem, dar întrebarea mea este, îndrăznim să credem, este un îndemn sau o amenințare? O întrebare foarte bună, probabil, pe care trebuie să-și o pună și alegătorii, dar mai îndrăznește românul să creadă în clasa politică astăzi, vă întreb? Eu cred în România, în puterea acestei națiuni, care, din păcate, a fost batjocorită continuu. Puține în istorie au fost momentele când am avut români să ne conducă. Adică ce vrei să spuneți? Dați-ne un exemplu măcar. Deci, eu vă spun că ultimul patriot, după părerea mea, a fost pușcat în 89. Ultimul patriot de acolo de sus. Aici, pe jos, nu mai fi. Dar ăștia contează mai puțin. Pentru că tot este emisiune electorală și vorbim despre programul de guvernare al Partidului Social Democrat și candidații la alegerile din 19 decembrie, vreau să vă întreb să ne dați sau să ne spuneți trei lucruri pe care vi le doriți cel mai mult de la o viitoare guvernare social-democrată, asta dacă, repet, rezultatul după 11 decembrie va fi unul favorabil acestui partid. Ca și primar, din postura de primar, pentru că lucrați, sunteți deci, în legătură. Da. Deci îmi doresc din tot sufletul modernizarea administrației publice locale. Adică administrația publică locală să funcționeze normal. Să funcționeze normal, nu după ureche. Deci o administrație într-un stat civilizat este anormal să funcționeze după ureche.
Este primul lucru care mi-l doresc. În al doilea rând, sumele care sunt atribuite comunelor sau distribuite, să fie distribuite mai puțin politic. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în guvernarea PSD. Din păcate, știu guvernări și le-am trăit, când, domnule, erai de la partidul respectiv, aveai cu ce să trăiești. Dacă erai din opoziție, se tăia macaroana. Este anormal să se întâmple așa și în lumea civilizată lucrurile se petrec altfel. Deci, domnule, toată lumea trebuie să trăiască, ori partea de administrație să facă politica fiecăruia în afara sumelor. Deci sumele să nu fie un motiv de a cumpăra nici primarii, nici alegătorii. Este lucru care mi-l doresc și sper să realizeze lucrul acesta PSD-ul. Și am lăsat partea economică la sfârșit. Guvernarea care va veni să aibă în atenție românii că au dreptul să trăiască în țara lor. Au fost și alte națiuni care în momente de răscruce au migrat, au căutat fericirea în alte zone, dar s-au întors și au adus bunăstare și au adus evoluție în rândul seminilor lor. Asta îmi doresc, cel puțin cele trei lucruri pentru guvernul care va veni. PSD, de bună seamă. Sunt astfel de situații și la Săcălășeni, români întorși acasă, probabil, care au găsit o situație mai bună, un loc mai dezvoltat acasă la ei? Da, am avut mulțumirea să văd prieteni, colegi mai tineri sau mai în vârstă decât mine care s-au întors acasă și au fost plăcut impresionați de ceea ce au găsit. Uneori acest lucru a fost suficient pentru ca dânsii să rămână și să continue aici activitatea dânșilor. În prea puține situații, trebuie să recunosc. Dar, din păcate, prea puțini au fost cei pe care i-am putut determina să rămână. Ori aceasta este marea provocare pentru mine. Dacă tot mai sunt primar, nu știu, mandatul ăsta, cât o să mai am puterea și dorința de a rămâne în această poziție, să pot să mă duc acasă pe cei care au plecat și chiar și pe alții din vecini. Pentru asta trebuie să simțiți această susținere sau acea susținere de la Am nevoie de, la de această susținere și asta este și unul din motivele pentru care și pentru care am venit azi aici. Dacă mi-era indiferent, mai aveam încă cel puțin 20 de lucruri care să le fac în seara asta fără să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Deși îmi face plăcere să fiu cu dumneavoastră. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Actualitatea Mara Media i-a sfârșit. Probabil ne vom mai întâlni și în această campanie alături și de candidații. De ce nu? Pentru că mai sunt aproximativ 3 săptămâni până la alegerile parlamentare. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Emisiunea Actualitatea Mara Media i-a sfârșit. Rămâneți în continuare cu programele TV Siget. Ne revedem mâine de la ora 17. Vă mulțumesc, o seară bună!